Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române! Am lăsat aseară, în 10 septembrie spre seară, textul Faptelor Apostolilor, capitolul 3, la versetul acesta în care Petru îl îndeamnă pe om să se ridice în picioare și îl sprijină cu numele Domnului nostru Iisus Hristos. Are un cuvânt interesant, pentru că îi spune că aur și argint nu am, dar ceea ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos Nazarenianul, scoală-te și umblă. Pentru că, de fapt, de multe ori noi avem senzația că cerșetorilor care vin către noi trebuie să le punem în mână numai bani. Nu și această motivare de a se ridica din boală. Sunt multe cazuri, sute de cazuri, în care atenția sporită a celor care întind mâna către cei care le întind mâna a făcut ca oameni care aveau boli, la prima vedere incurabile, să se poată ridica din boală și să fie pentru casa lor mai mult decât sprijin financiar. Finalul acestei părți a Faptelor Apostolilor ne spune că oamenii îi însoțeau deja, îl cunoșteau pe omul acesta, care ședea pentru milostenie la partea frumoasă, și de mirare pentru cei ce i s-au întâmplat, îl însoțeau pe Petru intrând în privorul lui Solomon. Nu e prima dată când, iată, dintr-un producător de finanțe pentru familia sa, un astfel de om, olog, cum îi zice Scriptura, reușește să-i aducă pe oameni către Dumnezeu. E cârligul prin care uneori Hristos binevestește Evanghelia sa către mulțimi. Petru și Ioan nu fac un lucru deosebit în viziunea lor. Nu fac decât să se pună în acord cu modelul Iisus Hristos, cel care, după cum știți, în ziua lui de muncă de Dumnezeu pe pământ, în multe feluri și în repetate rânduri, a dăruit sănătate pentru ca apoi să propovăduiască. Observați, nu-i țin acestui olog o lecție de moralism sau nu-i propovăduiesc lui Evanghelia pentru a putea să-l ridice din suferință, ci ridicându-l din suferință pot aduce o icoană de morală și verticalitate în mijlocul oamenilor, propovăduind Evanghelia ca o Evanghelie a minunilor. De altfel, ultima parte a acestui capitol, capitolul 3 din Faptele Apostolilor, ne vorbește și ne aduce dinainte propovăduirea Evangheliei de către Petru dinaintea mulțimii. Sunt aspecte pe care le vom descoperi mâine împreună, dar astăzi vreau doar atât să vă spun, că de fiecare dată Petru folosește orice prilej de îmbunătățirea stării fizice a unui om sau de îmbunătățirea unei siguranțe a unei comunități pentru a putea propovădui Evanghelia. Cu alte cuvinte, avem nevoie să punem ordine în viețile noastre și în viața celui de lângă noi, care nu cere numai aur și argint, ci și lucrarea în numele puterii lui Iisus Hristos. Unul dintre Sfinții Părinți e și mai atent și spune uneia dintre cerșetori, spune: aur și argint nu am, dar te binecuvântez să vină către tine un om care are aur și argint, într-atât încât să te facă să te simți cu adevărat important. Mâine este o nouă zi.